Cătălin Drulă și-a dat demisia de la șefia USR după eșecul alegerilor. Îmi asum acest rezultat, a declarat Drulă într-o conferință de presă. Acesta a mai spus că va convoca un congres pentru alegerea noului președinte al formațiunii politice. Îmi asum acest rezultat și voi convoca în USR alegeri pentru un nou președinte în cel mai scurt timp. Avem oameni și lideri puternici care pot duce mai departe această construcție și mă gândesc aici, spre exemplu, la Dominic Fritz, un om care a câștigat decisiv votul în Timișoara și a arătat că PSD-ul și PNL-ul pot fi înfrânte. Liderul USR a explicat într-o conferință de presă că decizia sa vine după ce rezultatul înregistrat la alegerile locale și europarlamentare a fost sub așteptările membrilor și simpatizanților USR. În acest context, Cătălin Drulă a precizat că este foarte important ca Uniunea Salvați România să continue și un congres va fi organizat în perioada următoare pentru alegerea unui nou președinte. USR să continue pentru că în această mișcare s-au pus speranțele de modernizare a României. În fiecare zi, ca președinte, la fel ca atunci când am fost ministru, mi-am dăruit toată puterea și priceperea în slujba acestui proiect. Voi face în continuare același lucru, voi sprijini pe colegii mei. Cred că e foarte important în acest moment să avem un reset, să plecăm mai departe cu energii proaspete și să atacăm alegerile foarte importante prezidențiale și parlamentare cu un suflu nou și cu optimism. Cătălin Drulă, care s-a aflat în ultimii 2 ani în fruntea USR, a criticat modul defectuos în care au fost organizate alegerile. Am avut alegeri organizate prost. În acest moment vreau să fac un apel către autorități, către cei de la AEP, de la BEC, să se comporte mai uman, pentru că sunt oameni care leșină, președinți de secții, membri ai birourilor secțiilor de votare, așteptând cu sacii la cozi pentru a fi predați.